Mihail Cogălniceanu, Ion Crangă, Miluță Gheorghiu, Vasile Adamachi sau Garabeti Brăilanu sunt doar câteva dintre zecile de personalități care își dorm somnul de veci la eternitatea. Multe monumente funerare din cimitir sunt adevărate opere de artă și se speră că de acum, pentru conservarea lor, se vor putea obține fonduri europene sau de la Ministerul Culturii. Noi am făcut demersurile respective, având în vedere că există posibilitatea ca în urma acestei clasări ca monument istoric al ansamblului din eternitatea să poată fi obținute fonduri pentru restaurarea și conservarea monumentelor deja existente, cât și includerea în cadrul unor circuite turistice, a unor trasee de vizitare a acestui cimitir, întrucât efectiv acest cimitir reprezintă un muzeu în aer liber. Comisia Zonală a Monumentelor Istorice a aprobat în unanimitate clasarea cimitirului Eternitatea. Termenul prevăzut de lege pentru întocmirea dosarului este de 12 luni. Dosarul va trebui să cuprindă și un regulament de intervenție, pentru că nu toate mormintele de acolo pot fi monumente istorice. S-a mai sugerat în cadrul ședinții că anumite sectoare totuși să rămână într-un regim normal, iar altele într-un regim de monument istoric. După ce clasarea va fi realizată, ieșenii vor trebui să fie mai atenți atunci când vor repara sau construi cavouri în cimitir. În plus, vor fi necesare și avize de la Direcția de Cultură. Nu pot fi făcute lucrări care contravin aspectului general al cimitirului Eternitate. Eu știu construcții moderne cu termopan. Cimitirul Eternitate a fost amenajat pe un teren donat în 1868 de fostul primar Scarlat Pastia. Însă primele înhumări s-au făcut acolo abia în anul 1876. În zona Moldovei nu sunt cimitire incluse pe lista monumentelor istorice. Reprezentanții Direcției de Cultură Iași spun că anul viitor vor face demersuri și pentru clasarea cimitirului evreiesc, mai ales că a existat o astfel de propunere din partea comunității din Iași.